Activitate din cadrul proiectului Erasmus. Astăzi discutăm despre viața, o zi din viața unui jurnalist. Da? Și o avem invitată pe doamna Danciu și dânsa ne va povesti lucruri interesante. Sper mult să vă cunosc și sper să avem parte de câteva minute frumoase, unii alături de ceilalți. Cum arată o zi din viața unui jurnalist? Păi, depinde foarte mult de jurnalist. Dar dacă ar fi să ne gândim puțin așa la tipologia unui jurnalist, eu aș spune că e un om curios, în primul rând. Și ce face un om curios? Păi își pune întrebări. Și bineînțeles că nu poate rezista să nu caute și răspunsurile. Și atunci face tot ce poate de dimineața până seara, încât în momentul în care pune capul pe pernă, cel puțin măcar 90% din curiozitate să fie acoperită pe ziua respectivă. Cam asta face un jurnalist. Caută, analizează, înregistrează, interpretează, socializează, problematizează. E un tip foarte ocupat, jurnalistul, ca om așa de zi cu zi. Cum arată? Ce abilități trebuie să aibă un jurnalist? Sau ce superputere, în ghilimele? Aș putea să răspund la această întrebare cu ajutorul elevilor, pentru că mi se pare că și ei au aici un cuvânt de spus. Să fie foarte atent la detalii. Foarte bine. Da. Foarte bine. Detaliile fac diferența, mai ales în acest domeniu de activitate. Da? O nuanță la o voce poate să schimbe o realitate. Să nu fie rușinos. Foarte bine. Așa, foarte bine, curajos. Da? Deschis, sociabil, da? Fără teamă de a interacționa cu oamenii. Eric, încă o dată. Fie foarte receptiv. Foarte receptiv. Așa. Ce vrei să spui aici? Adică tu, cum auzi o informație de undeva, trebuie să ții foarte bine minte și să știi să o lucrezi baza ei și să fii foarte atent, să nu greșești. Corect. Și în același timp deschis, da? Deschis la orice răspuns pe care l-ai putea privi. Haideți să vedem. Altă părere. Andrada. Să fie curios. Să fie curios, da. Fără curiozitate nu pornim la drum, de fapt, în niciun domeniu, dacă mă întrebați pe mine. Bogdan. Să-și dea seama care sunt chestiile interesante pentru public. Da, să-și cunoască foarte, foarte bine publicul. Da, eu cred, în primul rând, că trebuie să aibă energie și motivație ca să facă toate aceste lucruri. Absolut, da. De ce crezi că trebuie să aibă, în primul rând, energie? Sunt curioasă de ce te-ai gândit la asta. Păi trebuie să caute cât mai multe răspunsuri și de obicei vedeam jurnaliști cu un fug după diferiți oameni și îi atacă cu microfoanele ca să răspundă la întrebări. E un sistem bazat foarte mult pe competiție. Sistemul acesta amplu al jurnalismului. Trebuie să fii primul, trebuie să fii la zi, trebuie să ai energie, cum spunea Arina, să reziști la un ritm de viață de multe ori destul de complicat, da? Cred că și să ai o condiție fizică, dacă ești jurnalist de teren sau mergi în teatrele de război, asta este esențial, da? Vorbim astăzi despre interviu. Dacă ar fi să vă gândiți așa la câteva trăsături, vă
voi de voi. Care ar fi acestea? Câteva trăsături ale interviului, din punctul vostru de vedere. Ce este el? Cum se realizează? Când iei un interviu unei persoane, tu trebuie să îi adresezi întrebările, iar persoana aia răspunde. Bun, persoana respectivă. Mersi, Arina? Da? Păi prima oară trebuie să avem o persoană care să ne răspundă. Așa, bun. Casian, da? Înainte de interviu trebuie să avem, exact cum a zis Bogdan, o persoană pe care să o intervievem și o listă de întrebări. Aha, bun. O persoană, o listă de întrebări, altceva. Ce trebuie să mai avem? Eric. O foaie și un creion sau un aparat de înregistrat? Aha, bun. Deci trebuie să avem și tehnică, dar trebuie să ne alegem o modalitate prin care să configurăm interviul respectiv, să realizăm până la urmă. Avem nevoie de un subiect, dragilor, da? În primul rând ne gândim la subiect și după aceea încercăm să identificăm persoana potrivită cu care noi să avem acest dialog, construim întrebările și așa mai departe. În două minute aș vrea să vă gândiți la două, trei întrebări pe care i le-ați adresat acestui domn foarte interesant din punctul meu de vedere. Considerați că aspectul dumneavoastră vă strică relațiile cu diverse persoane, că mai maltratat omul săracul. Și sunteți mândru de dumneavoastră? Am văzut că domnul respectiv avea niște bucle foarte bine definite și l-aș întreba ce produse pentru păr folosește. Și l-aș mai întreba dacă este pasionat de știință, că așa îmi dă un vibe cum că ar fi pasionat de știință. Are așa un aer de Einstein. Interviul este, de fapt, e o scriere de tip exclusiv jurnalistic. În zona aceasta o găsim. Da? E, de fapt, o discuție între două sau mai multe persoane, dar care trebuie să îndeplinească, în primul și primul rând, trei condiții esențiale. Fără acestea, nu avem un interviu pe care să-l putem publica. Da? Să avem așa. Unul la mână. De obicei, discuția are loc între un jurnalist și o persoană care prezintă interes public sau care are ceva de spus într-o anumită direcție. De asemenea, trebuie să existe de fiecare dată un acord între cele două părți, da? Persoana intervievată trebuie să fie de acord ca răspunsurile sale să fie publicate. Altfel, nu se poate merge mai departe niciodată, da? E vorba de confidențialitate și aceasta trebuie respectată. Și, de asemenea, discuția va fi înregistrată și publicată sub forma unui text de timp întrebare-răspuns. Și acum discutăm puțin despre etapele de realizare. În primul și în primul rând ne alegem o temă și un interlocutor. În funcție de temă ne alegem persoana. Când îmi pregătesc interviul, mă documentez. Dacă știu că voi avea interviu cu Simona Halep, mă documentez despre ea. După această etapă de pregătire, de documentare și de alcătuirea planului de întrebări, ne stabilim întâlnirea cu persoana intervievată. Îi spunem onest despre ce vrem să vorbim, care e tema, unde, când și cât va dura interviul. Cel de-al patrulea punct este cel al discuției, da? Și aici se vede foarte bine relația dintre jurnalist și persoana intervievată, da? Jurnalistul trebuie să fie o gazdă foarte bună, da? Să facă persoana căreia îi ia interviul să se simtă în largul său. Și după ce are loc întâlnirea, interviul, dialogul dintre jurnalist și persoana intervievată, are loc partea aceasta de bucătărie internă, îmi place mie să spun, partea de editare. Întrebați-mă, ce doriți? Doamna, da. Putem să luăm și membrii ai familiei la acest interviu? Da, okay. Sigur că da. Sigur că da. Putem să facem și cu prieteni apropiați? Bineînțeles, da. Domnule, este greu să fiți jurnalistă. Dragul meu, Ștefan, să știi că eu nu sunt jurnalistă. Eu, la bază, sunt profesoară de română, dar predau jurnalism. Și acum, la sfârșit, vă rog frumos să spuneți pe rând, doamnei, cum v-ați simțit azi și cât de mult v-a plăcut, da? Așa ne luăm la revedere, da? Mi-a plăcut ora, a fost super
super de treabă, doamna, și foarte, foarte drăguță cu noi și foarte amabilă. Și m-am simțit foarte bine alături de dânsa. Și ceva ce ați învățat, da? Cum v-ați simțit și ceva ce ați învățat? Păi mi-a plăcut ora, am avut ce învăța și mi-a plăcut în special că am putut să vorbim liberi. Mi-a plăcut că a fost o discuție deschisă și clar, informațiile au fost utile despre etapele unui interviu și tot. Chiar mi-a plăcut. Nici n-am simțit cum a trecut timpul și am învățat lucruri noi. Ok, mulțumesc, Delia. Bun, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, ne luăm la revedere. Eu vă mulțumesc din suflet. Apreciez că ați fost în număr cât mai mare. Mă bucură faptul că văd că sunteți implicați și vă interesează. Și ne vedem săptămâna care vine, da? La revedere!